Bună seara! Bună seara, dau o secundă, vă rog. Da, ce scuze. Da, dar nicio problemă. Bună seara! Bună seara! Doamna Vera, da? Da? Doamna Vera, eu mă numesc Rodica Carauș și scriu poezii pentru omagiați, da? Dar astăzi am avut o persoană care mi-a cerut să scriu o poezie pentru voi. Ceva divers, ceva nou pentru mine. Știu că sărbătoriți astăzi 32 de ani de căsătorie, da? Aniversare. Soțul dumneavoastră este acasă? La moment nu. Parcurs cred că se întâmplă, dar la moment nu. Ok. Zic, pot să încep deja fără el, da? Și el o să vină pe parcurs. Eu am scris o poezie frumoasă pentru dumneavoastră. Oricum, eu înregistrez apelul. Așa că o să aveți ca amintire. Mulțumim, bine? Mulțumesc. Cu plăcere. Dacă îmi permiteți, eu o să vă dedic versurile, da? Care le-am scris. Bine. Emoții frumoase, doamna Veronica, vă promit. Așa. Miros de flori vă vin în zbor din moldoveara noastră scumpă, din partea cuiva ce cu dor vă îmbrățișează în această clipă. Știu că e zi de sărbătoare în casa voastră luminoasă, sărbătoriți aniversare, 32 ani de iubire. Vin cu un mesaj special, cu sinceră felicitare, să vă aduc zâmbete mărețe, să ne amintim de tinerețe. Anii prea repede s-au scurs și au trecut în goană mare, însă dragostea din voi nu e ca anii trecătoare. Dimpotrivă, e ca un zid ce în timp a devenit scut puternic de răbdare. Au fost în viața asta multe, de-ar fi să spun tot, ehehei, clipe frumoase și mai grele, dar important că acel scântei e veșnic viu și vă încălzește sub cânt duios de rândunele. Vă țineți amândoi de mână în tot, la bine și la rele. Îți amintești la club în sat, când cu mămica împreună v-ați dus să vă distrați, în schimb, ați alergat prin arătură. Mult ai fugit, dar într-un final, Anatol mi te-a prins mireasă. Mama a rămas doar cu un colan și a dus vestea mare acasă. Apoi, bine organizat, a urmat o nuntă frumoasă. În zi special de mai, aveai și mulți bujori pe masă. Domnul v-a dăruit doi băieți, doi brazi voinici ce vă iubesc, iar anii ce-au trecut de parcă mai tare vă întineresc. Povestea voastră e plină de glume, probleme și bani, dar important că dragostea persistă în 32 de ani. Trăiți frumos și împreună, căci e al omenirii rost, iar după ploaie sau furtună, soarele zâmbește la toți. Curând veți deveni bunei, ce lucru scump, fără de preț. Vor copleși emoții mari și vă veți simți împliniți de roadele iubirii voastre. Mulți ani fericiți împreună, pe același drum, cu același gând și tot ținându-vă de mână. Păstrați adânc focul iubirii, arzând pe vatra cea de lut. Așa mereu dragostea voastră va fi exact ca la început. Doamna Vera! Mulțumim frumos, e extraordinar frumos, foarte frumos. Mulțumim din suflet! Mă bucur mult că v-am făcut să zâmbiți, da? V-am făcut să vă emoționați. Da, totuși ați reușit să smulgeți-o. V-ați dat seama din partea cui vine mesajul de felicitare? Mi-a
neapărat la sigur asta din partea nepoatei mele, de la Iana. Da, din partea familiei Pelivan, care au un respect deosebit pentru dumneavoastră, din câte am înțeles de la Iana, da? Exact, da, da. A venit soțul dumneavoastră între timp? Am nevoie și de el, că e un pilastru important în felicitarea de astăzi. Eu încă nu am terminat, suntem la jumătate de drum. Ok. Doamna Iana, între timp, doamna Iana, îmi cer scuze, doamna Vera, între timp vreți să-i transmiteți ceva Ianei pentru această surpriză? În primul rând vreau să-i mulțumesc din suflet, deoarece e unica care reușește să mă surprindă cu multe evenimente având în viață, e unica care reușește pe baza poeziilor să mă surprind, într-adevăr, și să-mi atingă poate coarda cea mai sensibilă. Da, ea mi-a spus că sunteți foarte sensibili, mi-a spus că o să plângă, dar mă bucur că n-ați plâns, că ați primit mesajul cu mult... M-am reținut. Da. M-am reținut, deoarece atâtea lacrimi s-au vărsat de parcursul vieții, când caut o leacă să le controlez. Bine, eu vreau să revin la Bună seara și sincere felicitări cu aniversarea dumneavoastră. Veniți mai aproape de soție, așa să vă vedeți mai bine. Mesajul este pentru voi amândoi. Vă dorim multă sănătate și ca dragostea dumneavoastră să mai dureze cel puțin încă alți 32 de ani. Spuneți, doamna Vera, ați început să spuneți că e unica care vă surprinde, da, Iana? E unica care mă surprinde. Mă refer în genere, chiar la multe evenimente care le avem, eu oricum de toată data sperui ca cât și ceva să ne compună, dar așa, în mod deosebit. Da, o leacă deosebit, amuzant, mă rog, răscolești foile vieții în modul ei, dar totodată e și foarte frumos, nu? La care eu când să-i mulțumesc frumos, îi doresc multă sănătate, viață lungă, să-i crească fetițele sănătoase, îi doresc o familie puternică până la adânci bătrânețe și Larisa, adică surorii mele, dar în general la toate surorile mele, deoarece eu fiind la așa o distanță, să zicem, lungă de... Da, din Moldova. Da, da, exact. Domnul Anatol, dumneavoastră nu spuneți nimic, n-ați auzit poezie, o să vedeți înregistrarea, da? Da, 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 da. Sper că sunteți plăcut, surprins și dacă cumva ați cumpărat un buchet de flori, vă rog frumos să-i le oferiți soții dumneavoastră în dar acum. Acum e momentul, domnul Anatol. Acum e momentul, da. Doamna Vera. Da, el mi-loș înmânat înainte, mulțumim mult. Foarte frumos, foarte frumos. Florile sunt simbolul dragostei, dragostei voastre care durează de 32 de ani. Mai de Doamne, în ziua de azi nu prea durează dragostea așa mult timp. Doamna Anatol, sunteți un bărbat pe nota 10. Florile respective, probabil că au fost, adică, aleasă cu mare atenție, văd că aici fac parte și bujori. Bujori, brava! Am vrut să spun eu că am pomenit și în poezie despre bujori. Știu că dumneavoastră iubiți foarte mult, da? Da, sunt florile. Poate pe parcurs am încercat să le iubesc mai tare, deoarece toate florile sunt frumoase, dar mă rog, la nunta noastră, dacă era 32 de ani în urmă, bujori la data respectivă înfloriți, cu bujori am și înflorit toată nunta, nu? Da, da, da. Doamna Vera și domnul Anatol, am un cadou muzical pentru dumneavoastră, da? Wow! Am un cântec frumos care se numește Frumoasă este viața și vă dedic. Eu așa știu să cânt un picuț.
Sper să reușesc, da? Să vă încălzesc sufletul. Încă o dată, la mulți ani și dragoste eternă vă doresc, până la adânci bătrânețe. Lume, ce frumoasă este viața, când se face iarăși dimineața. Mă trezești cu o cafea și flori și mă faci să fiu cu capul nori. Nu vreau, nu vreau să-mi ascund iubirea, când îmi stăpânești tu firea. Iubitule, să-mi șoptești ușor, când de mine ți-este dor. Frumoasă-i viața asta, la brațul tău floare mă simt. Cu tine viața toată, cu tine vreau să mă alin. Și în orice clipa vieții, să fiu a ta iubită aș vrea. Frumoasă-i viața asta, frumoasă este dragostea. Domnul Anatol, luați-o pe soția dumneavoastră la un dans. Așa o piesă frumoasă. Lume, ce frumoasă este viața, când soarele apare dimineața. Cu iubitul tău la o cafea, ce fierbinte-ți bate inima. Nu vreau, nu vreau să-mi ascund iubirea, când îmi stăpânești tu firea. Iubitule, să-mi șoptești ușor, că de viera ți-este dor. Frumoasă-i viața asta, la brațul tău floare mă simt. Cu tine viața toată, cu tine vreau să mă alin. Și în orice clipa vieții, să fiu a ta iubită aș vrea. Frumoasă-i viața asta, frumoasă este dragostea. Frumoasă-i viața asta, la mulți ani încă o dată, aniversare frumoasă. Sper că vă place și melodia, da? La brațul tău floare mă simt. Frumoasă-i viața toată, cu tine vreau să mă alin. Și în orice clipa vieții, să fiu a ta iubită aș vrea. Frumoasă-i viața asta, frumoasă este dragostea. Frumoasă-i viața asta, la sunt eu floare mă simt. Cu tine viața toată, cu tine vreau să mă alin. Și în orice clipa vieții, să fiu a ta iubită aș vrea. Frumoasă-i viața asta, frumoasă este dragostea. Frumoasă aniversare vă doresc, vă doresc petreceri frumoase în continuare. Vă aud încet. Cu plăcere. Vă doresc o seară frumoasă și încă o dată aniversare plăcută. La revedere!